Dhairhapy, cred că am zis bine, Și este un loc absolut senzațional unde vă puteți face frumoase, unde puteți să veniți și să aveți grijă de tot ceea ce înseamnă carcasa voastră, ca să zic așa. Dhairhapy este gazda noastră, vă repet, 20 de minute de acum încolo, de frumusețe și de hairstyling vorbim, vizionare plăcută! Hai să ne lămurim și să le lămurim unde pot veni și să se simtă atât de bine cât ne simțim, sau cum mă simt eu cel puțin acum, vis. Mai cu seamă că sunt în balansoar. Unde trebuie să vină Denița? Unde se află Dhairhapy aici în București? Noi suntem la universitate, în spatele bulevardului Magheru, pe Vasile Conta, numărul 18. Este o casă nu foarte semnalizată, după cum bine ați văzut. De cât timp Dhairhapy-ul aici, pe Vasile Conta 18? Dhairhapy a luat loc în acest loc acum 4 ani, aproape 4 ani de zile. De vedere al serviciilor, ce le oferi celor care vin către tine? Avem, acoperim cam toată gama de servicii, de la manicură, coafor, cosmetică, până la gene false, microblading, machiaj de eveniment, coafuri speciale, absolut toate, cosmetică facială, avem mezoterapie virtuală. Mezoterapia este o alternativă la injecțiile cu botox și acid hialuronic, total non-invazivă și care ne poate reîntineri și nu neapărat reîntineri, pentru că nu sunt de părere că trebuie să așteptăm să treacă niște ani să... Să o iei din timp, să-i dai ceea ce începe să-i lipsească tenului și atunci el va fi în permanență proaspăt. Dacă lași până scade fața, e de muncă, mămică, să ridici niște riduri, să ridici niște fețe, să le agăți, să te operezi, să te taie, să te... alea, e greu. Dacă te lași până în momentul ăla, e ușor dificil, aproape imposibil. Hai să zic că dacă e să intervină bisturiu, da. Că încep să tragi din piei...
până acolo. Asta zic, mai bine eviți ideea de bisturiu și lucrezi pe aceste metode non-evazive, cum spuneți voi. Mamă, încep să mă specializez în cosmetică, nebunii cu cap, ce aveți? Îmi deschid clinică. Trebuie avut o foarte mare grijă la produsele folosite, la metodele folosite, pentru că până la urmă cu pielea și cu tenul și cu părul nostru rămânem până la adânc. Nici nu te joci. Și nu ne putem juca cu ele. De aceea avem o atenție, cum am spus, și la detalii și la produsele folosite. Produsele sunt de o foarte bună calitate, avem grijă. Să le și spui dacă vrei, dacă ai un produs sau o marcă anume pe care o folosești în mod deosebit și care cumva e și partenera voastră, marca respectivă, poți să o spui, n-am nicio problemă. Am parteneri alter ego, Italy, eu și cu colega mea, Raluca Costea, suntem tehnicieni național și internațional pentru alter ego Italy. Este un brand italienesc de foarte bună calitate, cu respect pentru structura firului de păr.